Bună, sunt Nicoleta Stoc, sunt iarăși în fața Oșanului ca să cumpăr sandvișuri și să le comparăm după preț și gust. Care sandviș e mai bun, cel scump sau cel ieftin? O să vedeți în acest video. Începem! Am ajuns în zona unde se vând sandvișurile și vedem că sunt costă 1,450. Vedem unul verde, e cu salată de crudități și pui. Este verde unul, îl luăm și pe dânsul. Mai este unul albastru, e cu salam bănățean și cașcaval. Iarăși e 4,50, îl punem aici. Și mai avem încă unul roșu, e cu mușchi, filie și cașcaval. Iarăși e 4,50. Și am mai văzut un sandwich, e unicul sandwich aici. E acesta, e foarte mare și e cel mai scump, adică e 5,75. Și o să luăm și pe el, să-l gustăm și să vedem cum e la gust. Și mai văd eu încă, mai sunt niște sandwich-uri aici. E cu cașcaval și niște salam. Costă 1,90 și m-am gândit să-l luăm pentru că e cel mai ieftin și să vedem, poate simplitatea e cea mai bună dintre tot ce este aici. Cam asta noi luăm. Vă spunem la final cât costă, cât ne-a costat tot și după asta ne ducem să-l gustăm, să gustăm tot ce am luat. Am ajuns acasă și am plătit pentru 5 sandvișuri 21,15 lei. Nu e tare scump și sandvișurile noastre se împart în 3 categorii. Primul, cel mai ieftin, este de 1,90, al doilea este de 4,50 și ultimul, cel mai scump, este de 5,75. Haideți să le gustăm și să vedem care e diferența între ele, nu doar prețul lor. Primul sandwich pe care îl gustăm acum este de la Ocean. Cam așa arată. Ține-i simplu, până simt că e proaspătă, e moale. Cum văd, are cașcaval, un salam sau șuncă. Miroase, apropo, și a usturoi. Posibil să fie bucățele de usturoi acolo. Dar vedem noi acum, mai scrie și ce sunt susana, lune, nuci. Cred că nu pe deasupra, la sigur, în interior, poate. Haideți să-l degustăm. Uite, noi am tăiat sandwich-ul în două ca să vedeți ce este în interior. Foarte puțin în sine, nu duc o zeagă jumătate de pâine, e cu salam și cașcaval, jumătate de pâine pur și simplu nu-i. Noi am tăiat ca anume din partea asta, totuși să gustăm și noi salamul și cașcavalul. Sandwich-ul îmi pare bun. Are usturoi, are cașcaval, are șuncă. Păcat, desigur, că pe jumătate ai pus șunca și cașcavalul, dar în rest, pâinea, apropo, e proaspătă. Asta e iarăși un plus. Nu e cea mai rea variantă, unde gozirați costă un ron 90. Nu e cel mai rău ce poate să fie în sandwich. Haideți să trecem la următorul. Următoarele 3 sandwich-uri au gusturi diferite, dar au același preț, 4,50. Și începem cu acest sandwich. Sandwich-ul este cu salam bănățean și cașcaval. Cam așa arată. Arată destul de bine. Atrăgător. Și sunt două la număr. Mirosul în sine îmi pare extrem de suspect. Cumva miroase a salam nu proaspăt. Sandwich-ul nu e rău, dar îmi pare că el nu e tare proaspăt. Cumva la gust, însuși salamul, după asta mai văd chestii maioneze, nu e tare proaspăt și pâinea, iarăși, e moale în sine, da, dar are un gust extrem de straniu. Nu-mi place sandwich-ul. Și în plus eu am impresia că dacă eu am să-l mănânc și dacă, mănânc și a doua bucată, o să mă doar burta. Următorul sandwich este cu salată de crudități și pui. Are așa foarte multe lucruri în interior. Sandwich-ul miroase a murături și din câte văd eu, carnea de pui e așa pusă din abundență, așa cum trebuie. Nu cum primul sandwich unde era acolo leacă de salam și leacă de cașcaval. Aici așa e mult. Are morcov murat și varză murată.
Sandwich-ul îmi place, e straniu că îmi place, pentru că de la început mirosul îmi pare extrem de suspect, pentru că mirosa murat, dar cât de straniu, plus murăturile în sine îmi plac, pur și simplu mirosul era cumva așa mai acut decât de obicei. Îmi place mai tare decât sandwich-ul anterior, în plus pâinea cumva e mai diferită și mai bună. Faptul că sunt puse niște legume murate, morcov, este varză și este castraveți, dacă nu mă greșesc eu. E foarte lichidă și însuși sandwich-ul e foarte moale și așa e umed cumva. Îți pare de la început straniu, dar gustul e mai bun decât cum arată sandwich-ul, asta e clar. Poate vouă vă pare că el, și-mi plăs, văd că și cam sunt partele în două dușii, deci părțile, dar e mai bun la gust decât arată, la sigur. Al treilea sandwich la 4,5 lei este cu mușchi, file și cașcaval. Acesta parcă arată tot bine, prezentabil. Apropo, toate sandwich-urile au un miros extrem de nenatural. Cumva, ele nu sunt făcute, evident, proaspete, nu sunt făcute, sunt împachetate așa ca să ție, dar gustul este de nenatural, mirosul este de nenatural, cumva nu-mi creează nici cea mai mare încredere în sandwich-urile date, așa că dacă aveți posibilitatea să vă faceți singuri sandwich-uri din produsele pe care le-ați ales sau le aveți voi acasă, nu știu, mai bine să vă faceți sandwich-uri așa, făcute de voi, decât cumpărați, la sigur. Cam așa arată sandwich-ul. La sandwich-ul ăsta îmi place că cașcavalul e foarte moale și e bun cumva, anume cașcavalul. Mușchiul nu-l simt tare, așa poate când am ajuns la dânsul, nu știu. Dacă aș alege din toate trei sandwich-uri anterioare, păi el aș alege la sigur acesta, pentru că este cel mai adecvat și după gust și arată bine și are un gust așa, adică nu miroase nici a murat, nici a usturoi, nici a nimic, cumva curat așa standard. Mario roșie, care iarăși îmi pare extrem de stranie că aruncat aici, dar arată și la gust destul de bine. Un 7 din 10, cred că, da. Sandwich-ul în sine de nota 10 e acela care e făcut de voi. Cu produsele pe care voi aveți încredere între însele, le-ați gătit, și sunteți siguri că e gătit nu de o lună, două, trei în urmă, dar de azi. De azi! Ultimul sandwich este cel mai scump, de 5,75, arată foarte promițător, arată destul de masiv și eu presupun că noi mai întâi să-l tăiem și apoi o să mâncăm pentru că e prea mare. Cam așa arată sandwich-ul nostru în interior și arată destul de bine. Miroase a castraveții proaspăt, cred că primul produs care miroase atât de proaspăt și în plus pe ambalaj scrie că e făcut azi. Haideți să-l gustăm. Și în plus îmi pare pâinea are o coajă destul de groasă și e proaspăt, cumva parcă e făcută de casă. Știți, de obicei pâinea de casă are așa o coajă mai groasă. Dar, nu știu dacă e făcut de casă, dar gustă. Sandwich-ul e foarte bun, el ne-i tare ne-a plăcut. Cașcavalul, salamul, castravețile, e proaspăt și bun, pâinea însuși, e super bună. El ne-i tare ne-a plăcut, cumva a fost uimită, dar e bun, e bun. La sigur își merită banii, 5,75, e cel mai scump sandwich din tot ce noi am luat acum și își merită banii. Cred că e cel mai bun din tot ce noi am mâncat acum. Absolut și dau 9 din 10. Nu-i dau 10 pentru că nu l-am făcut eu și pentru că eu nu știu anume și conține și în general cât e de proaspăt de produsele care sunt aici în interior, dar în rest pare a fi tot așa bun și gustos. Straniu. Îi dau 9 din 10. Pentru că eu sunt profesor de asta așa extrem de exigent. Nu dau eu 10 la fiecare așa. Deci, haideți să facem o concluzie la toate sandwich-urile pe care noi le-am mâncat și începem cu primul, de la Auchan, era cel mai ieftin, în sine nu era rău, dar salam și cașcaval era foarte puțin, unica și salva asta că era usturoi. Usturoi, nu usturoi îmi place și în plus acolo cumva tot așa era organic, era tot așa bun. Următoarele trei sandwich-uri care erau la același preț,
Păreau extrem de nenaturali, cumva parcă stăteau în cuțiuța așa lor de un veac, de când magazinul s-a făcut, de atunci ele stăteau. Nu erau rele, dar se simțeau că nu erau naturali, cumva toate legumele erau așa... Și ultimul sandwich, cel mai tare m-a bucurat, pentru că era cel mai bun, da, e cel mai scump, costă 5,75, dar mi-a plăcut de minune. În plus, am observat, ia uite, chiar aici arată sandwich-ul ăsta pe care l-am mâncat și încă mai este o bucată. La sigur, acum la mează eu n-am mâncat, așa ca să-l continui cu dânsul, anume cu dânsul. În plus am observat că acolo unde erau sandwich-urile, sandwich-ul ăsta era ultimul, oamenii cred că știu că e bun, de asta apelează mai mult la dânsul. Noi am mai fost și la Kaufland ca să schimbăm un piculeț locația, să nu ne ducem doar în așa, să facem mai lor publicitate, dar am fost acolo și am văzut două sandwich-uri triunghiulare, asemenea cum am mâncat noi în video. Ele păreau extrem de nu erau suficient de proaspeți, păreau extrem de suspecție și în plus erau numai două sandwich-uri, nici prețul nu știem. Așa că ne-am gândit să nu le luăm. Am văzut că unul era cu ton și tonul avea o culoare cafenie întunecată. Nu știu dacă... Eu știu că tonul ține un cafeniu, dar nu pentru atât de întunecat. La sigur. Așa că ne-am decis totuși să nu luăm sandwich-urile cele și ne ducem ca de obicei în Oșan, unde am găsit totuși sandwich-urile la prețuri diferite. Dacă mai vreți astfel de video, scrieți în comentarii, lăsați un like. Eu tot asta văd și o să țin cont de părerea voastră. Vă mulțumesc că ați ajuns până aici, vă doresc o zi sau o seară frumoasă, pe curând!